Domnul Şahgenay, aveți aici statutul cultului musulman în perioada în care ați fost dumneavoastră. La articolul 68 face referire la candidații la postul de muftiu ce trebuia să îndeplinească următoarele condiții. Aici vă spune, la litera B, să aibă vârsta de 40 de ani împliniți. Așa este. Așa este. Așa este. Domnul Şahgenay, pe de altă parte, spune aici să fie absolvent al seminarului culturii musulman din Mecidia. Trecem peste asta, să vă prezint un alt document. V-am spus că îmi place să vorbesc pe documente și nu pe vorbe. Uitați, aveți aici actul adițional. Așa. Da? Care spune așa. Articolul 3 din actul adițional spune, se modifică articolul 68 din statut, care va avea următorul cuprins. Articolul 68. Candidații, tot așa. Uitați, ce scrie la punctul B? Să fie absolvent al seminarului musulman din Mecidia sau al unei instituții teologice islamice din străinătate cu diplome acreditate și echivalate. Rețineți acest aspect, o să vă arăt un alt document. Bun. Pe de altă parte, vechimea muncă de cel puțin 3 ani ca imam sau de servent. Domnul Şahgenay, aveți aici dumneavoastră numele dumneavoastră aici. Și e o întrebare, să înțeleg, nu? Da. Să răspund la această întrebare. Această problemă, schimbarea mea sau venirea lui ca muftiu, a avut loc în anul 2015. În 2005. Atunci, noi aveam un șura islam. Sinodul comunității musulmane islamice. Și înainte erau 23 de imam în cadrul sinodului. Dar atât Uniunea Tătară, cât și Uniunea Turcă, a insistat ca acest șura islam, în acest șura islam să fie și reprezentanți din partea acestor două uniuni. Pur și simplu ne-au impus ca să fie trecut și în acest sinod. Cine v-a impus, domnul, dacă ne permiteți? Conducerea Uniunilor Turcii și Tătare. Ei v-au impus. Da. Depindeați cumva financiar de ei atunci? Nu. Dar veneau tot timpul. Nu eram eu atunci. Era domnul Osman Nejad. Da. Și veneau mai tot timpul ca un canal, să zic așa, mai pe drept. După care au zis, domnule, nu se poate așa, trebuie neapărat să fie și uniunile incluse, pentru că și dânșii sunt musulmani. Da. Am zis, bine, cât să fie, trei dintr-o parte, trei sau patru. Nu, au rămas patru. Din 23 reprezentau așa numita societate civilă. Deci câte patru reprezentanți din partea unui democrat turce și patru reprezentanți din partea unui democrat tătare, deci 23. Din 23. Așa este. După care a avut loc alegerea. Ei au fost admiși până la urmă. S-au impus să fie în sinod, să facă parte din șura islam. Sau sinodul cultului musulman. În momentul în care eu am fost, a avut loc o alegere de muftiu în 2005, au venit aceste două uniuni, plus încă 15, nu? Da, deci din 23, cum din erau, 23, 8 erau din partea celor două uniuni și 15 imam. Acum aceeași structură este și astăzi. Și au zis domnilor, domnule, cel care va trebui să candideze pentru funcția de muftiu, va trebui să aibă cel puțin 40 de ani și să aibă 3 ani vechime ca preot musulman sau ca deservent de cult în cadrul cultului musulman. La care ei au zis, hai să schimbăm statutul cultului musulman. Înseamnă că era aranjat ce era aranjat deja, era aranjat. Au zis, dar nu se poate că acum suntem în momentul alegerii muftiului. Nu, au zis, hai să propunem dacă șura islam este de acord să schimbe
acest statut. Condițiile de alegere a mușchiului, că asta era problema. Da, condițiile de alegere a mușchiului. O întrebare, Ogea Efendi. Dacă acele patru persoane de la turci și patru de la tătari, când au venit, dacă nu veneau să mai propunea să se schimbe statutul? Nu se propunea. Deci acțiunea a pornit pur și simplu de la cele două uniuni. Da. Domnul Ajacai, asta am vrut să vă întreb. A fost președinte. Da. Deci dacă nu veneau cei opt, nu se mai punea problema. Și a zis, hai domnule să schimbăm statutul cultului musulman. Dar când să schimbăm? Acum zic ei. Pe loc. Și au zis, cine e de acord să schimbăm statutul cultului musulman? Ar să schimbăm mercurialul în piață. Prețurile la... Asta e. Ar fi trebuit dar și imamii noștri. Societatea musulmană din România. Cum? Eu sunt un nimeni. Așa. Nu trebuia să anunța și societatea musulmană din România. Adică eu, unul de să știu ce se întâmplă. Și vreau să vă întreb încă ceva, domnule muftiu. Cum se alege acolo? Eu n-am înțeles alegerile astea care le face și muftiul și președintele, pentru că am văzut foarte multe de aia să zice aici și mai am altceva de spus, dar când vine momentul. Deci, cum se alege muftiul? Da. Avem acest statut. Da. Dacă îl citiți, o să aflați cum se alege muftiul. De fapt, domnul Ali ne-a arătat. Dar domnul Sela din Ajacai a zis, domnule, hai să schimbăm statutul cultului musulman. Să schimbe, că asta este... Deci, dar dacă cei 23 de oameni acolo au zis, hai să schimbăm, fraților, s-a schimbat. Era, de ce nu există să schimbe regulamentul în timpul jocului, înțelegeți? Da, înțeles. Și atunci am zis, hai să schimbăm. Dar cum să schimbăm? Păi muftiul să aibă 28 de ani. Sunteți de acord? Suntem de acord, toată lumea. Era ca la ordonanța 13, așa, cu 200 de mii. De ce? Ca să-l scape pe Dragnea. Au zis, schimbăm fraților. Cine e de acord? Toată lumea. Ca la congresul al 14. Și câți ani să aibă 28 de ani? Și să fie un absolvent... Dar dacă Iusuf avea 28, o coborați la 26. Dacă el avea 26, mi se pare că... La 18 ani, dacă era vorba. Da. Eu, unul, nu eram, să zic, legat atașat atât de mult de scaunul de muști, înțelegeți? Când am văzut că majoritatea vor o schimbare, am zis, mă, fraților, dacă tot vreți schimbare, nu aveți decât să schimbați, ce puteam să fac, nu aveam altă șansă. Și am zis, pe cine îl propunem? Adică nu pe cine, dacă acceptăm dosarul respectivului. Era singurul? Nu, mai era un cap. Am zis să punem și pe domnul Murat Iusuf. Cine e de acord? Toată lumea era. Din moment ce se schimbase deci era, deja era cumpărat toate voturile. Articolul respectiv, au zis, domnule, înseamnă că se corespunde pentru... Da. Asta e ceea ce... Da.